Deci, ne aflăm la prima activitate, elevi veniți interesați pentru cursurile de apicultură, cei care m-au descoperit pe YouTube. Da. Așa. Și am început o activitate, primul test, înțepătura de albină, iată și la obraz, este aici un ac, sper să nu aibă o reacție alergică. Ciudată, alergică. Și iată-l și la mână. Acum facem operația aceea foarte interesantă. Albina se străduie să plece de pe mână, nu? Dar cât trage mai mult, cu atât în final va reuși să acul rămâne aici, pompița. Din cauza sistemului acului, da, care are cângele alea. Exact, acul este un pic întors. Cângele. Așa, ca să se prindă foarte bine. Și o parte din intestin se va rupe. Dar dacă încerc așa... A salvat-o. Nu știu dacă am salvat-o. Tot s-a rupt. Cel puțin nu mai e veninul din toate pungaia. Nu am luat pungaia. Nici tot veninul. Știu. Da, dacă aveți dăltița aia... Dăltița sau cuțitul. Exact. Un cuțit rădeam și putea... Fâșnește veninul? Nu. Cu cuțitul s-ar putea să nu se rupă intestinul. Aha. Și dacă acolo încă o rămas înăuntru, atunci o să-l vezi pe albina. Asta îmi spune, nu? Asta, da. Foarte bine, corect. Atunci de ce nu te uitați șnurul ăla? Am zis că nu vin așa. Nu vin, ele pleacă. Prea ai fost tu mai... Nu, dar acolo ținea... Acolo și familia puternică. Așa. Dar tu trebuie să spui gulerul pe așa. Nu, și s-a interior. Suntem la etapa în care învățăm. Mai e o albină înăuntru. Stai să scoatem și albina asta. Așa. Stai, nu trage. O plecat. Gata. Așa. Și acum tragem gulerul pe interior frumos și strângem. Și strângem cât putem. Iată că acum lucrurile se mai clarificat. Mai într-o măsură. Da, el trebuia sucit cam așa. Uite, așa trebuie. Așa se pune masca. Deci cu asta în spate. Acum, facem o operație foarte interesantă. Am povestit cum am iernat în folie. Și spun că am avut un succes extraordinar. La întreaga stupină n-am avut nicio pierdere. Vă dați seama, după iarna asta, ce lucruri groaznice s-au întâmplat. E o performanță extraordinară. Deci folia care a fost acum pe lângă pereche, o dăm împreună jos. Și v-am invitat să mă ajutați să facem acest lucru și să putem convinge și pe ceilalți cum anume au stat folia pe timpul iernii, lipită pe peretele exterior, dar prin interior. Și acum, haideți să mergem înăuntru. Stai pe afară, adică, să bine ordiniști. Iar tu, Dani, cu mine, continuăm activitatea. Deci, vreau să poți să te apropii, să te vezi mai îndeaproape. A fost făcută bucăți, așa, fâșii, ca să o pot băga de după fiecare stup în parte, pe dedesubt, așa, și să pot să o aduc în partea de sus. Odată adus în partea de sus, n-am aveam cum altfel, pentru că rastelul ăsta și tot scheletul ăsta îmi impunea să fac treaba asta, altfel n-aveam cum să o rezolv. Și odată venind cu partea de sus, m-am venit peste la jumătate sau chiar mai mult. Iar cu folia cealaltă, de-a întregul de data asta folia, complet, de acolo până acolo, am venit și am acoperit și am închis practic. Am tăiat câte un pic folia la capăt. Unii stâlpi aceștia și am pus încât sub capac sau suprapus cele două folii și am închis astfel în interior întreaga cele 30 de familii. Întreg șirul. Tot șirul acesta de stup, de pe partea asta, l-am închis foarte bine în folie. Și am realizat efectul de seră. Aici apa, asta iarnă, nu mi-a înghețat. Pe când pe hol, apa stând, de mi s-a făcut ochi, nu știm bine ce se întâmplă. Care a fost fenomenul? Căldura decajată de la fiecare familie în parte a fost menținută, s-a creat mediul ambient din interior acestor, păstrată de fapt de folia care a fost bine pusă și înfășurată între grupul de familie. Și acum ce facem? Acum suntem în etapa în care renunțăm. Că nu mai sunt probleme pe acelea, așa de greu. Ce fac? Trag așa ușor și folia care a fost prinsă
Ia să vedem, mă ajuți acolo, Ionică. Acum puteți trage ușor. Așa, tragem ușor. Ia o trag de zi încât se iese din ochiul de la fiecare ordine. Și mă, la ordine, așa. E ce dificultate. Și acum, Dani, la următoarea să faci tu treaba asta. Deci facem, elevii au venit, trebuie să învețe. Asta este obiectivul. Deci trage așa ușor. Și facem aceeași... Da. Da, da, da. Folia. Așa. Vă las pe voi să continuați treaba. Da, da. Dane, și eu am sus în foliile de jos. Le pachetăm pentru anul. Vă rog să vă purtați dialogul între voi ca să... Poftim? Hai, acum pot să simt din cer. Nu mai trage, atât, poți să tragi în sus de aici. Tot, tot. Da, uite, ușor merg ăștia, ăla a mers mai greu. Și ultimul. Gata, pe partea asta altă. Deci acolo pe din afară. E folia îngrămădită după aia. Trageți un pic. Ia uite. Așa, acum trage. Gata, am scos-o. Am terminat operația asta. Am convins pe toată lumea că elevii care au venit chiar s-au apucat de treabă, nu așa? Da. Potereți. Deschisă de aici. O ieșit câte o albine din când în când. O venit aici la ramele acestea că... O mai găsit câte o celulă. Da, da, și-o curățit. Da. Așa? Și s-au adunat aici un porcan de albine. Hai să spunem 50-60 de albine. Nu? Ce facem acum cu ele? Dacă suntem un pic neatenți, le-am călcat și le-am omorât. Nu. O să facem următorul lucru. O să încerc să le duc în stupină. Le duc oriunde, în orice familie. Cristina! Cristina! Bună ziua! Dane Nețucă! Ia să vedem cum procedăm. Deci, le luăm așa ușor. Da, te aud! Ia! Vino așa aproape, sau nu? Fă o zi. Alo, nu mă auzi? Așa. Și iată cum fac eu. Mă auzi acum? Le-am luat așa și le duc într-o stup, într-o familie. Le mai pot face în felul următor. Cel mai ușor este să le scot afară și ele știu de unde au plecat. Sau le scuturi aici la o... În fața unui... La un fața unui... Chiar pe o rampă, chit cât numai de acolo, uneori să plece la alte familii. Ia. Ele zboară, duc în altă parte și știu unde, de unde trebuie să vină. Au rezolvat problema. Asta nu le omor. Aici nu aveți semnal? Am, dar depinde de o poziție. O cauți. Deci nu e... Apicultorul, ucenicul la frizerie, începe cu măturatul părului. Face și un pic de ordine ca să ne apucăm de treabă. O să facem o operație foarte interesantă, aceea de a lua din cele două familii care stau aici, în clipa de față, suntem pe sfârșitul activității. Unii vedem capacul pus invers, înseamnă că avem două familii. Operația e pe final. Vom lua una din familii de capacul pus invers, înseamnă că avem două familii. Operația e pe final. Vom lua una din familii de aici și o ducem într-un locaș într-un alt vagon, iar în locul ei o să lăsăm o singură familie, de fapt, în locul stupului acesta. Punem un alt stup în care vom pune doar o singură familie și altfel, în felul ăsta, albina
călătoare din cele două familii se va concentra într-o singură familie. Și voi avea o familie foarte puternică. Sau că va fi un pic mai slăbuță, că va suferi. Ăsta este sistemul acela care îmi permite mie să... Da. Să mă duc la etaj. Așa. O să vedem îndată operația asta. Dar se termină curățenia, că e important, facem curățenie, că nu există sector, dacă vrei, mai important și mai curat ca la albine. Albina în cuibul său are o acolo sanitar, deci sunt cele care fac curățenie tot timpul, nu există, este mediul cel mai curat și aș spune, e zona de la 2 metri, așa spun la carte, în jur de 2 metri, aerul cel mai bine ventilat, cel mai pur din preajma unui stup. Pentru că albinuțele îl ventilează, îl trec prin și fac zona să fie cât mai curată, mai puțin poluată, să spunem așa. Și acum, pe termin tu treaba asta, eu am să încerc să trag o familie, aducem și pe iată, aici, în partea asta, da, așa. Am ajuns cu familie până la etapa asta. Acesta, 1, 2, 3, sunt deja aranjați. Ăsta e deja aranjat. Acesta a rămas nerezolvat. Și acum îl rezolvăm și pe el. Luată, dus într-alt spațiu. Și... aici rămâne o singură familie. Sunt două. Da? Am să trag stupul. Îmi permit să o fac acum. Știi ce ar trebui, Dani? O mască mai este undeva jos. Mască nu stau. Așa. Chiar dacă mă înțeap, asta e... face parte din... reumatismul meu are nevoie. Am înțeles. Hai să stăm un pic să analizăm. Vedeți, sunt aici două familii. Da. Ionica, vine și tu aproape. Așa. Și stai tot așa jos. Ia că vine în partea asta. Aha, și tu stai în locul meu și sau cum că și mai optim așa cred că o compoziție foto. Sunt două familii. Ele au fost despărțite printr-o diafragmă din lemn. Dar datorită faptului că albina făcea cum putea și scândura un pic mai depărtată și nu se face și aia tanșetatea. Deși eu am pe aici, uitați-vă că am o fantă pe aici. Știu, un canal. Care ce am făcut? Da? Pentru ca să se separ, să ai două familii în aceeași ladă. Perfect. Am înțeles chestia asta. Așa. Atunci mi-am venit în minte, fiindcă mi s-a întâmplat și accidente, să pun o bucată de pânză pe partea cealaltă. Am pus pânza așa, pe lângă scândură. Da. Pe lângă scândură. Și am iei pe deasupra, uitați că o să vedeți, să scoatem asta definitiv. Da. Și am luat toate măsurile cu putință ca familia asta să fie foarte sigur izolată. Să fie izolați, practic. Da. Să nu existe posibilitatea ca să vreo albin să ducă dincolo. Am înțeles. E foarte important ca pe timpul iernii, pe timpul... veri, primăvara când se începe activitatea. Păi umoară matca, e pericolul, nu? Pericolul asta este. Acum, să vedeți problemă complicată. Iarăși. E clar că am avut două ore de zbor aici, nu? Da, două scândere de zbor. Ei, dintr-o neinspirație, am lăsat fanta de zbor în partea asta și aici. Da. Foarte apropiate. Și atunci albina a avut greșeală. Care m-a costat. Da. În primăvara asta am constatat că m-a costat. Trebuia să las în partea cealaltă, adică eu să iau bucățica asta de așa de... Da. De limitarea ordinișului. Limitarea ordinișului, să fac, să o pun în partea asta, încât fanta pentru rampa de zbor să fie aici. Da. Pe partea extremă. Exact. Să fie mai departate familii una de alta. Că degeaba am luat eu toate măsurile aici. Dacă ne-am oferit posibilitatea să vină dintr-o parte în cealaltă aici la Urinș. Aici pe ăsta. Da, e aproape față de ăsta care e aici, că dumneavoastră avea un pavilion, tot aproape sunt stupii. Da, deci m-am plasat într-o altă situație. În altă culoare. Într-o altă situație, mai iar delicată. Da. Și atunci, dacă ați văzut pe stup, afară, am pus pe partea asta toată, un chenar din tablă. Din tablă, da. În felul ăsta am izolat pe vecina din partea asta.
că tabla, chenarul din tablă, face ca albina care vine aici, zboară, urcă pe peretele bucății de tablă, să plece mai departe. Eu mă, prin zbor se deplasează, nu cu piciorușile. Sigur că da, nu va cobori pe partea asta a bucății de tablă. Da, asta e. Așa. Iar aici, între ele, mi-a mai venit încă o idee, să pun o bucățică de tablă ca și despărțire în chenarul respectiv. Practic, în final, le-am izolat pe amândouă. Dar acum, în primăvară, vedeți, lucrarea este pe afară, este în desfășurare. Deci, așa asta m-a făcut. Am luat eu toate măsurile aici, pentru ca să nu treacă albina dintr-o parte în alta. Dar, din păcate, am greșit așa, am scăpat din vedere chestia asta, care m-a costat, așa. Că m-am trezit cu... În timp ce făceam transvazarea și umblam așa cum fac aici, m-am trezit cu una din mărci lipsă, familia orfanizată, sau într-un stadiu în care matca era atunci înghemuită, era înghesuită atunci. Înghesuită și, și era atacată. Gata, și era atacată. De cine era? Nu de albina proprie, ci de la albina vecină care a ajuns să acolo. Și atunci am zis, Doamne, trebuie să iau o măsură urgentă. Ce fac? Am lăsat toată treaba la deoparte. Am zis, repede pornim chenar, repede facem și despărțire. De anul trecut ați pornit chenar sau mai din acum, timp? Acum, primăvara asta. Primăvara asta. Deci a fost o lovitură dată pentru că scăpasem din vedere chestia asta. Aspectul ăsta. Luasem toate măsurile, dar mă lăsasem, am fost victimă a problemei acestea. Asta se întâmplă în apicultură. De la o zi la alta, în fiecare clipă învățăm. Înțelegi și poți să reacționezi. Da. Mi se întâmpla foarte des, în timpul campaniei, vara, să, cu toate că nu mai avem o singură familie, totuși, în densitatea de albine mare, albina mergea pe întreaga suprafața stupului și deja și la vecină. Neavând chenarul acela din tablă, îi permiteam. Și mă trezeam în timp ce lucram și ajungeam la o anumită familie, găseam matca înghesuită. Și deci, măi, lucrează frumos, ce se întâmplă? Nu înțelegeam un fenomen. Matca era atacată nu de propria albină. De vecine. De vecine. Intrau 7-80 albine și acelea se duceau spre matcă, săreau în capul ei pentru că era cu alți feromone, alt miros, așa? Și eu percepeau inamic. Exact. Și spuneam, noi avem. Ele aveau în familia lor, dar acolo le ofaniza. Și ce era cel mai grav lucru este faptul că nicio albină proprie nu-i sărea în ajutor. Deci când o altă albină îi sare în capul al mărcii, celălalt se uită, zic, știa de ce face asta. E o problemă. Ele nu-și dau seama că e din altă familie. Nu știu asta. Și atunci, iată, problemă foarte complicată. Acum, ce facem noi? Vom hotărâ pe care din ele să o lăsăm aici. Adică să o mutăm și să o lăsăm acolo. Și să o lăsăm aici, pentru că stupul ăsta îl vom lua cu totul și îl ducem într-o altă familie. Ca să-l luăm și cealaltă familie. Acum, hotărârea care trebuie să o luăm este ce familie rămâne pe poziția ei. Și cum luați hotărârea? Hotărârea asta o iau în funcție de familia mai slăbuță. De ce o vreau pe cea mai slăbuță? Pentru faptul că asta oricum se va îmbunătăți și valoarea va crește. Câte vreme va avea albina călătoare din ambele familii. Că toată albina care a ieșit, familia care rămâne aici, să fie mai slăbuță. Să fie mai slăbuță, că e avantajată de albina care vine înapoi în stupul care perfect, îl cunoaște. Perfect. Exploatez chestia asta. Nu? Ca pe cealaltă care o duc și va suferi în alt vagon sau în altă locație, puternică și... să aibă de unde să scadă, să zicem. Și acolo o să fac o operație foarte interesantă, o să vedeți imediat. Așa acolo. Acum, hai să hotărâm împreună pe care din ele să o putem lăsa. Citim destul de puternic, pare. Pare destul de puternic, nu? Pe densitatea mare de albină, acoperită toate ramele. Mai veniți să vedeți așa, că e interesant să vedeți densitatea. Da. Adică mă înghesu eu albină la păr, lăsați-o în pace. Asta oricum are. Pentru că ea are sentimentul că e la pânza de paianjen. Sau că sunt ursul. Ursul de animal. Bine, am înțeles. Scuzați. E legătură bună. Nu, dar el e namicul albinelor. Sigur că da. Mănâncă bine albină. Așa. Iată în partea asta. Să citim și noi partea. Aici apare mai slăbuț. Atunci hotărârea noastră va fi clară. Asta o mutăm.
Asta o să o ducem în altă parte, da. Iar pe locul ăsta va rămâne familia asta, că e cu mai puține rame și pare cu densitatea chiar mai mică, suficient motiv pentru... Asta e de la hrana, de la hrana, da. O să aducem niște fum, să le dăm un pic de fum, pentru că ele chiar... Trebuie să mutăm fagul. Da, facem toată treaba asta. Bun. Deci, asta e decizia care am luat-o. Acea familie o să o punem în partea asta, da? Da. După aceea luăm stupul tot și vom pleca în altă parte, iar pe ăsta îl împingem în locul ei, în locul acestui stup. Da. Pe asta cu familia mai, da, mai slăbuță. Mai slăbuță, da. Rămâne locul. Da, da, da. Hai să aducem acum fumul. Am da, decis. Am articulat. Da. Bun, hai să aduc și mască. O poți opri și începem filmarea în etapa următoare. Mergem acolo. Stoarceți, da. Da, 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 stoarceți ca să... Aici mai pun ceva ciocălăi din aia? Așa. Punem, sigur că da. Ia să aduc eu niște ciocălări de aia. Să punem aici. Pe asta a luat. Gata. Îl chinuim continuu ca să... Să punem deja. Îl punem pe aici. Puneți-i și capacul de acolo. A toată albina a fugit. Imediat când am dat cu fum, le amețește un pic și fuge albina. Așa. Se dă așa ușor, ușor. Nu se dă, noi am bruscat albina, haide să o spun pe cea dreaptă. Acum prin activitatea care am făcut. Ușor tragem. Deci ce facem? Noi ducem nucleul mai modest în partea asta, așa am vorbit, nu? Ia să vedem. Aici au fost turtițile care au fost pentru iană cu miere cristalizate. Nu mai miere cristalizate am folosit. Ăsta a fost un nucleaș pe care stătea pe două rame. Atât a fost. Însă s-a dezvoltat ușor și o să vedem dacă găsim și mătcuța, sper să o găsim. Iată, încă nu am găsit iad până aici. Ia să văd ce se întâmplă. El este micuț, nu, important să am matca. Deci eu ce mă frământ acum să văd dacă are deja puiet, ca să știu că are matcă sau nu. Iată dramă. Voci. Asta, de ce problemă este asta? Este tocmai ceea ce spuneam mai înainte. E posibil să fie atacat matca, am omorât-o pe asta și el, în disperare de cauză, nu a avut altă soluție decât să-și tragă boss și încerce, după părerea mea, să sunt boss de salvare. Sunt ele frumușele, dar nu sunt... Însă am să-l valorific, fiind primele boci, am să-l valorific și o să mergem acum în locaș. Totuși nu sunt... agitate așa. Păi nu, ca o bocile. Botca îi spune că el îi salvează. Nu au nicio treabă. Deci iată că eu așteptam să apară puiet. Nu a apărut. Asta înseamnă că matca asta a fost distrusă de la vecina. Cum spuneam, că în timpul transvazării am găsit astfel de secvențe care m-au druncinat așa din țățân. Cum să vă spun că e pierderea asta. De atenția mea, iată, mai este și aici încă o botcă. Iată, Dani, problemă complicată. O rămas fără matcă. O rămas fără matcă, o omorât-o și o tras boci de salvare. Iată, boci de salvare. Da. Aici
Deci până la urmă a ajuns... Iată, iată, botcă. Botcă de salvare. Asta e botcă sigur de salvare, că... Nu-i de schimb liniște de matcă. Asta nu-i dezvoltată așa. Nu este luată de la început, de ou. Înseamnă că o luat o leacă și pe om urmat. O luat-o, da. O trecut de colo-colo și m-am urmat. Da. Nu vedem deloc puiet. Asta-i semnul cel mai clar că matcă a fost... Ce voi face acum? Am două posibilități. Mergem în nucleu, în crescător de matcă, să vedem dacă este vreo matcă proastă și se pare că am o matcă care este trântorită. Și în locul măcii trântorită, o dăm deoparte și o băgăm pe asta. Botca asta. Să vedem. E de timpuriu acum, nici trântori nu sunt, nu știu ce, probleme complicate. Dar facem experimente, că doar cu asta ne ocupăm. Schimburi liniște de matcă nu a apucat să manifeste încă. Rar se poate întâmpla. Și pe azvanta iau eu? O, acel o semn acolo, că acum o să facem o singură familie, dar cu cine? Cu matca asta. Da, de aici. Matca aia. Acolo, și facem o singură familie, o să punem la loc. Mergem acum să facem... Așa, ia-te-o, Dani. Ia-și tu. Nu poți să-ți dai. Ba da. Așa, cu grijă să nu cumva să o scape. Băi, sunteți curajos. Gata. M-am câștigat. Nu lăsăm aici, sunt plăcă pescătorii. Acum să vedem noi aici. Care-i povestea? Nu e așa aglomerat. Dacă mi-am amintesc, eu, al doilea sau al treilea să fie cu trântorii. Ce-a dorea cu fără, Dani? Auzi, mi-a dus și ochelarii mei, când mă uit, văd la furniciu aici, nu văd la tine. În cauza... Nu, știi, borsetul mi-l aduci. Borsetul? Da, dacă acolo am ochelarii. Ați văzut situație ciudată în care am avut pierdere. Deci n-am pierdut... Are de păstrăte. Da, n-am pierdut din alt motiv, am pierdut din cauza că am avut greșelașe. Da. Aici este o mătcuță frumoasă după cum o... Ia uitați-o. Uniform. Da. Deci uniform. Este bătut, ea n-are putere, dar e o matcă valoroasă. Nu, n-am găsit-o, nu mă străduiesc să o găsesc. Am gândit că aici este... Este asta, cum se cheamă, matca trântorită, dar nu este aici. Așa, am uitat eu exact unde o am, lasată, sper să o găsesc imediat. Așa, se dă foarte puțin cu fumul, foarte puțin. Vreți că le agiți? Da, cât dai mai puțin, numai un pic din miros, ca să așa se potolesc. Ia să mergem mai departe, nu știu exact unde este. O găsesc. Ce înseamnă matcă trântorită? Care face numai trântori. Nu cred că aici e trântorită. Înseamnă că nu e fecundată. Da, nu. S-a epuizat. S-a epuizat. Adică s-a terminat rezerva ei din sacul. Dacă cu ochelari nu mai vrei să-l fărnizeți? Sacul. Dacă cu ochelari nu mai vrei să-l fărnizeți? Așa, ia să vedem. Iată, asta e trântorită. Asta e trântorită. Care numai trântor. Uite, numai trântor are. Ia uitați-vă. Deci toată zona asta, uitați. Numai trântori, pur și simplu. Așa. E liberatul ăla acolo. Exact. Și acum ce facem noi? Să vedeți ce șmecherii facem. O să o scuturăm. Dăm matca deoparte, că dacă nu dăm pasta deoparte, rămâne tot așa. Rămâne cu... Și o moară pe aia. Și o distruge toate boțile. Da. De roade. Da. Și atunci eu trebuie să o caut. Ia să vedem dacă... Am găsit-o. Iată, fără ochelari. Băi, ușor, fără ochelari. Asta degeaba mai ținem. Asta stă degeaba în stupină. Asta îmi face numai în cald. Adică nu mai este capabil de nimic, e epuizată. Hai, că mie, așa, cum se spune, să o omor. S-o prindeți de aripă. Dar dacă o scoateți din stup, ea tot moare. Ea tot moare. Dar o pun aici să moară singure. Nu pot eu. Pe piatră nu zboară, nu nimic.
Se mișcă pe acolo, se... Acum ați scoate spagurile astea cu... Am un două, spaguri. Dar și trântor aveți nevoie, pentru perichierea asta. Pentru ce... Da, într-un fel ar merita să-i lași pești. Aceea are mieri, nu prea are mieri. Nu are deloc. Nu. Foarte puțin. Mie îmi trebuie miere. Atunci ăștia... Păi are asta de aici. Nu, dar sunt diferite, au boci pe fiecare și pe râsurile valorific pe amândouă. Aha, a să vezi acum ce fac. Deci fac așa. Totuși, scutur ăștia, a, să scutur trântorii. Nu, asta are miere. Asta e miere. Asta o păstrăm. Scutur trântorii. Și ce faci cu trântorii? Păi, din altă parte o să fie la împerecheat. Mai ies în, în stupină. O rămas de toamnă. Și... Nu au deloc, nu? În momentul de față nu o să aibă mascul de la familia asta, ci la altă familie. Și e foarte bine să fii de altă familie. Pentru că în perechele cu cât îți mai... Na, mai să fac chestii de la alte stupiri, nu? Da, da, da. Da, bine. Deci asta este cu botcă, botca aceea. O punem aici. Așa. Și ce mai punem aici? Ce-o avuteam? Ca să fie și un pic de mâncare. Miere, că n-are mâncare. Iată, asta are rămas. Dar a început să se treacă bot, că ăla nu... Da, nu-i bot, care, dacă nu e... Nu, este un început de astă vară, minciunică, cum se zice. E un început de astă vară. Da, pe el îți trage, dar nu-i val... Cum să spun, n-are ce pune acolo. Cu ouăle care le pune, de la trântoriță. Și n-are de unde. Dar nu-i posibil. Deci am rezolvat-o pe asta. În momentul de față, înseamnă că acolo va ieși mătcuțul de acolo. Sper să nu o roade și să vedem în ce stadiu, dacă se împerechează, ce și cum. Undeva în capăt aici, am pus tot așa și vreau să văd dacă o ecluziona matca și dacă se împerechea. Dacă nu, pun o ramă de ce cu boci din nou. Iată, dacă bate un pic din alipioare, semn că nu o mai am. Să facem în felul următor. Ochelare să-mi iau, că acum nu mai pot văd berea pe asta. E mică. Cealaltă am văzut-o. Tot întâi. Deci, a fost botcă, două boci. A fost două boci, a ieșit și matca. Iată matca. Păi matca? Păi asta e matca. Neîmperecheată. Că nu e... Da, dar și mare. Merge destul de nervoasă, idiote. Uite, uitați-o, uitați-o. Asta este. Dar vezi ce subțire, e ca o albină. Păi da, e micuță că dacă e ecluzionată acum după ce... Ea nu-i tratată decât ca o albină în momentul de față. Abia după ce se împerechează, e respectată. Da, în rest nu are treabă cu ea. Așa, deci o lăsăm. Asta avem matcă aici, aici deci avem... nu mai umblăm. Nu mai umblăm. Așa. Și dumneavoastră, în mod normal, acum când a apărut o matcă, ea trebuia să aibă trântori pentru împerechiere. Dar nu-i neapărat la ea. Nu-i nevoie la ea să apară. Că sunt trântori din altă parte. Deci, dar mai aveți stupini în jur? Nu, de la alte familii, de la mine. Da. Deci la mine sau la alte stupini, nu-i problemă. Deci chestia asta cu împerecherea de la aceeași familie chiar nu-i indicată. Dar nu se întâmplă la aceeași familie. Foarte albine, nu știu că ar mai fi trântor și la altă familie, nu? Familia asta. Și de ce își crește masculin tăi? Un pic. Să vedem ce este aici. Aici este puiet, gata de ecluzionat. Din păcate, ce problemă grea este aici? Datorită faptul că nu a fost acoperit, a fost albină puțină. O răcit. Iată, taie un pic și nu reușește să iasă. Da? Deci, iată că taie cu mandibula pe jur, de jur împrejur și e puietul răcit. Piscolo mai ies. Sunt albinuții care e ecluzionat. Ar trebui să vedem dacă are matcă, dar nu matca ei proprie, ci o matcă tot așa. Cu fost cu boci. Bocile astea se vase. Nu, sunt răcite și astea sunt proaste. Nici nu mai au murit deja puietul. Iată, e mort în celulă. Da? Și din partea asta altă e tot mort. O să vedem acum dacă nu mai are șansă. Acela era chiar alb. Iată și asta e mort. Da, și asta este potrivit, dar nu mai este de calitate. Să vedem acum ce s-a întâmplat. Dacă nu mai are matcă, nu mai are. Că uite ce face el. Încearcă să salveze, să tragă boci.
Dar degeaba trage de aici acum, că n-are cine să depună. Deci acolo punem rama noastră, nu? Punem rama noastră, exact. Asta facem. Și cu asta am rezolvat problema. Așa. Deci. Uite cum a rezolvat nouă lucrurile. Da. Care erau într-o situație delicată, nu? Aceea făcea trântori, da. Iar asta n-avea mat. Și acum, din astea, iată, sunt și câteva boci frumoase aici. Da. Nu? Iată, asta e chiar frumușică. Da. Asta e mai slabă. O rup. Da? Da. Deci am rupt-o. Chiar era și ea ciupită, pentru că ceva se întâmplaseră. Problema sunt numai lăpțișor de matcă aici. Da. Așa, aveți un cuțit să vă dau un pic lăpțișor de matcă? Da. E un bățișor. Un bățișor ceva. Prima, nu? Recoltă de lăptușor de matcă la dumneavoastră. Da. Am mai eu mâncat la un ocelul de tot așa. Și aș putea să mai rup una, dar nu le rup, pentru că din astea trebuie va ieși una mai viguroasă. Mai viguroasă, dar din păcate s-ar putea să prima care e mai avansată. Aia așa. Aceea este, dacă e de proastă calitate, atunci le omoară pe celălalt. Chiar dacă e bună sau de proastă calitate, tot le distruge. Că asta e instinctul. Da, imediat le omoară. E bună asta? Ia să vedem. Un bețigaș, nu contează. De pe ea mai mare, că... Mai gros, adică mai consistent. Asta pentru ca să mâncați amândoi. Bănel. Ia, să vedem. Voi sunteți... E acrișorul. Da. Dar e acrișor bine, adică e... Așa e acrișor de matcă. Ia curți, mă, așa că asta e. Vă dau că împărtășesc pe fiecare. Da. Botez aici. Da. Acum rămâne și pentru tine, Marius, un pic. Nu vrei? Nu. Hai, lasă. Nu. Am luat la rândul trecut. Și tu, adică și tu ai luat. Dar hai că-ți dau așa ție, nu mai plânge. Dar nu că am luat. Hai mă, vină cu așa. Hai că un pic, ce-o rămas ție. Mi-a rămas mie? Da. Tu pentru asta ai venit, hai să spune. Marius, ai făcut un bine lui, când ai zis că nu vrei. Hai că am împărțit-o în trei. Bun. Și acum punem... familia rama asta care am găsit-o la loc și cu asta am rezolvat problema. Așa. Și iată închidem. Vedeți că am pus tot așa pentru ca să nu treacă de colo-colo albina. De același obiectiv la mama. Sunt tot timpul frământat ca să nu mi treacă albina ca altele. Omoară, mai ales că astea care sunt neîmperecheate, sunt victime sigure. Să nu vin din partea cealaltă și... Ca să nu ne treacă albina ca altele omoară. Mai ales că astea care sunt neîmperecheate, sunt victime sigure. Să nu vin din partea cealaltă și nu găsesc o neîmperecheată, omor. Și chiar dacă e împerecheată, nu au cazul mai înainte. Așa, îi omorează. Dar dacă e neîmperecheată, nu am nicio șansă. Și de ce am pus, nu? Aceste chestii. De ce? Niște pârlii acolo. Pârlii astea, că ele când vin din câmp, vin, se duc foarte bine și când ies de aici, nu ar să meargă înapoi să ducă pe fața stupului, ca să ducă la vecina. Nu, nici într-o zi. O ajuns în capăt, o zburat. Veți vedea dacă vreo albină care iese de aici, se prelinge pe partea asta, altă. Nu face asta. Deci este treaba cea mai interesantă. De ce mi-ai dat drumul la foc? Dar de ce nu lăsați în aceeași labă? Pentru că trebuie să iau diaframa. Nu să iau socură, să iau diaframa dintre ele. Nu, trebuie un stup nou. Adică un stup care a fost dezinfectat tot. Așa. Și acum. Să vedem cum așezați cuibul. Așa, vom participa la chestia asta. Să vedem cum organizăm cuibul. Cuibul o să-l fac tot în direcția aceasta, nu? Rampa de zbor a familiei mai puternice a fost în partea stângă. Tot în stânga voi organiza cuibul. Ca albina să vină să bată foarte bine. Cealaltă care e mai puțină din partea cealaltă va veni
dinspre... O să conformeze. O să conformeze și o să... nu o să fie nicio problemă. Așa, și acum... mai ales că cea, nu a avut matcă și era în așteptare și o acceptă să vine din coace fără niciun comentariu. Deci nu atacă albine. Nu. Asta merge la margine, care merge... Așa, merge la margine. Ar trebui să văd și puiet, deocamdată. Iată că a început să bage un pic din miere. Hai să vedeți că așa este. Vedeți că astea sunt miere proaspete. Da. Că așa început să căpăcească. Da, scuna și după căpăceli, da? Nu? Da, căpăceli și în partea asta e miere proaspete. De unde găsesc? Au fost gheorele, nu știu ce, nu știu cum, din pădure, câte ceva și au găsit. Și eu... Da. Așa. Acum, eu nu pun chiar în margine pe ea. Să vedeți de ce. Că vreau să și spar cuibul odată cu asta. Și atunci, prima ramă care o pun să fie cu puiet. Că îmi doresc ca foarte repede asta să extindă cuibul. N-aș putea să trag un pic mai față. Da, puteți să facem. Așa, perfect. Iată o ramă foarte frumoasă. O ramă foarte bine bătută cu puietul. Uitați-vă și uniform bătută. Și pe o parte și pe alta. Știți care e puietul, nu? Aici ce e căpăcit, totul da. Este puiet căpăcit. Dar rămâne și cu puiet necăpăcit. Practic pe partea, pe unde nu e pe exterior pe aici undeva, se află larvii pe aici. Dacă ne-am uitat cu foarte multă atenție și vă rog să vă uitați, dacă veți vedea, aici sunt larvi în creștere. Deci a bătut foarte bine matca asta. Este o matcă valoroasă. Este semn că este o matcă valoroasă, iar familia e sănătoasă. Nu? Că fiecare, dacă priviți cu atenție, fiecare celulă este bombată spre exterior. Nu este, deja a început să ecluzioneze câte o albinuță. Deci este avansat. Puietul e gata de ecluzionat. Și nu-i subt. Când căpăcelul e subt, este semn că e o problemă cu puietul de acolo. Acum, când e bombat spre exterior, este semn că e sănătos familie, este familie sănătoasă. Acum ce fac? O pun pe asta prima. Așa. Deci o pun prima. Viu cu asta care are celule în care se poate... E o ramă frumoasă. În sensul că, vă rog să urmăriți că este o ramă, celulele sunt drepte, da? Da. Și are și un pic de păsturi în ea. Deci, practic, o să mănânci și o să aibă mâncare așa și să apucă și repede și ouă matcă aici. Cam o bagă în cuib. Este, dacă vreți, prima tentativă de a lărgi cuibul acum. După ce am pus-o pe rama asta, viu acum și viu cu încă o ramă de puiet, alternez una așa și una așa. Îl sparg destul de puternic. De regulă cam o ramă sau maxim două băgăm acum, nu? Pentru spart cuibul. Eu am să bag vreo trei. De ce? Că viu și cu albina din partea cealaltă. Nu? Iată din nou. O ramă foarte frumoasă. Dar cred că a fost... O ecluzionat. Da, ecluzionat. A fost... Da, o peticul acela din iarnă, că el începe cu mijlocul. Nu? Iată chiar e ecluzionat. Haideți să urmărim cum ecluzionează. Haideți să vedeți. Vedeți aici, o albinuță e în celulă aici. Ea este în celulă și curăță. Marginile, roade marginile. Asta are roade, asta ecluzionează. Dar aici mi se pare că este o albină, uite, am scos-o acum. Ea a intrat sanitară și curăță în urmă, după ce ești o albinuță tânără, iată din nou aici, iar sparge, da? Uite asta care curăță aici, uite, stă cu afară. Da, curăță pereții. Și astea, deci sunt suficiente. Este în continuu ecluzionare, vedeți? Și peticul, cum a început, când a început să depună puiet, a început dinspre interior, din centrul cuibului, așa. Și tot extins. Atunci generațiile este o ecluzionare mai repede. Și atunci, de ce e decalaj între asta și asta? Când... De o zi, două, nu? Da, de o zi, două. Când între una și alta apare decalajul ăsta, știi, ecluzionează treptat, da. Funcție de maturizare. Mătcuța, n-ați văzut-o? N-am văzut-o. Eu sper să o găsim. Mă declar că am ochiul format și simt cum se mișcă albina. Aici nu se mișcă într-un mod special ca să-i facă loc, sau gândesc că nu este.
Sper că o găsesc pe ramele celelalte. Așa, o punem pe asta la locul ei. Da? Ați văzut după ce am alternat-o. Și viu acum cu altă ramă, bună, foarte bună de oat. Observați ce fenomen fac, ce chestii fac. De mai multă vreme, de câțiva ani de zile, toate ramele care sunt cu defect, în sensul că au și celule de trântor, le exclud. Vedeți, aici sunt 3-4 celule. Da. Nu, n-am ajuns chiar aceste 3-4 celule pentru a să sacrific rama asta, e păcat, e ramă foarte valoroasă. Da. Așa. Eu vreau să păstrez în stupină numai și numai rame perfecte pentru oat, pentru albină. Unde este o albină? De ce? Am să povestesc într-o secvență următoare care mi-este obiectivul. Iar și aici mai sunt 3-4 celule de aici, mai sunt 3-4. Totuși, nu mă hazardez să arunc astfel de ramă. În aceste 3-4 celule se vor crește trântorii, nu? În timpul verii și generații de trântori cresc aici. Da. Deci eu practic le ofer șansa să crească trântori. Dar una este să ai jumătate în ramă de crescători, da. Și alta este situația că n-ai un petic pe aici pe acolo. Așa. O punem pe asta de ce? Pentru că mi-este foarte dragă fiind o ramă pentru creșterea puietului, nu? Cu celule drepte, ați văzut cum. Și celule exact numai pentru albină. Și acum voi veni cu altă ramă pentru puiet. Hai. Deci, până la urmă, le alternați. Acum alternați, când permit la familia asta. Dacă ar fi fost fără varianta de a-i veni și călătoare din partea cealaltă, băgam numai două. Deci, două și mă puneam punct. Acum, iată că vin cu încă o ramă de puiet, tot gata de ecluzionare, da? Chiar ecluzionează, deci am prins-o în moment de vârf. Așa. Și iată, e gata de ecluzionat, ecluzionează pe o parte, am două. E de nou o ramă valoroasă, foarte valoroasă. Ce observăm până aici? Miere puține, nu? Da. Am avut doar rama aceea în care am văzut un petic de miere. Aici ar trebui să intervin obligatoriu să pot ajuta. Deci de aceea trebuie să mă gândesc să viu cu o ramă, dacă am o ramă cu miere, și să o bag aici lateral pentru că ăsta trebuie sprijinit. După puietul ăsta, trebuie să vin cu o altă ramă. Cu miere, și cred că asta este. O ramă cu miere, dar n-are miere. N-are puțin aici. Este tu o ramă din vechea familie, nu? Da, a rămas aici pe loc, amintiți? Da. Așa. Văd că totuși nu se iau la bătaie. Nu, dacă, fără discuții, nu se iau, mai nu dacă, fără discuții, nu se iau, mai ales că asta este dornică să-și ia matcă, să prindă matcă, nu știu ce. Hai să vă spun că nu sunt încântat de rama asta. De ce? Este un prim... Închis la culoare. Vechi, am și un grup de trântori pe partea asta, închis la culoare. Nu bag așa ceva în familie. Deci, ce fac cu asta? Fac o singură chestie. Am să o scutur acuși. Chiar acum o scutur. Albina se va duce, se va uniformiza cu cealaltă. Așa. Iar rama asta merge la reformă. Deci merge la reformă. Pentru că scoateți afară, vine albina cu legimiera din aici. Da, dar și ea o curăță și atunci am pus-o pentru... Pentru topit. Pentru topit, da. Sunt până la capăt exigent cu chestia asta de a păstra ramele cât... O duc acolo în spate unde sunt multe rame, nu? Așa, acolo în picioare o punem. Hai să vedem aici ce avem. Din nou este o ramă. Are puiet. Frumoasă. Ceva puiet. Are e plină cu puiet. Tot ce celule căpăcească. Da, tot ce sunt pe acolo e puiet în creștere. Uh-huh. Deci este plină, full de puiet. Tot o ramă valoroasă. Și aici, da. Așa. N-am văzut matca până la etapa asta. Și nici nu am rame. Mai ne uităm mai insistent aici, poate o vedem, parcă albina s-ar mișca într-un fel mai special. Mi-ar atrage atenția că ar fi pe aici matca. Și tu își faci un așa, nu? Ușor, ai grijă că... Nu, ușor. Mișcările trebuie foarte lente pe deasupra. Ai când văzut cum s-a zburit la tine? Imediat, când au văzut... Să mă verifici eu la Da.
Nu-i nici pe rama asta. Vreți să vă insist să vă arăt matca? Ați vrea să o vedeți? Pare fi o matcă valoroasă. Da, da. Ca da. Și după aspectul. Da. Bun. Atunci facem în felul următor. Eu reiau din nou de la un capăt. Să vizualizăm pentru a vă arăta matca. Așa. Acum, aici ultima a fost cu puiet. Ar trebui să alternez o ramă pentru bună de oate. Ia să vedem rama asta, o împingem sau nu? O băgăm în cuib sau nu? Este o ramă slăbuță. Din ce cauză? Am defect aici. Iată, uitați-vă. Ce va face aici? O umpli cu trântori, partea asta. Iau aici o crescută generație de albină, vedeți? S-ar putea extinde mai sus, în sfârșit. Dar eu nu sunt încântat de rama asta. Vedeți matca, chiar în lipsa mea. Dar atenție să nu cumva să dați drumul la ramă când v-ați vă înțepate, eventual? Eu stau cu fumul aici. Da, l-a ajuns foarte mult dacă dai așa. Câte un pic. Așa, ușor. Și vă uitați cu atenție să vedeți dacă descoperiți matca. Poate chiar o descoperiți. Știți unde o aveți de când s-o pe puiet, pe ramele cu puiet, nu pe cele care le-am băgat eu acum. Da. Numai pe ramele cu puiet, întoarceți. Nu-i pe aici? Acolo? Nu. Uitați-vă așa cu grijă. Eu am să duc la de afară. Asta înseamnă act de curaj și faci acum. Eu duc la da. M-am transformat în ucenic. Și voi căutați-vă matca să vedem dacă dați de ea. Am trecut la munca de jos. Nu prea mult. Ai văzut ceva? Dacă vedeam ce să nu spuneam. Să nu trebuie așa. Nu țin pentru mine, dar nu țin. Una în apă. Înseamnă că expui prea mult stupul. Îl ții prea mult deschis și nu-i treaba în regulă. Și deranjezi. Sigur că da. Eu acum, din nevoia de a vă arăta, deși aici am spus că nu poate să fie matca, dar acum, fiindcă decid de la un capăt să mă uit din nou eu, o fac, să trec în revistă tot. Ca nu cumva să fi trecut din întâmplare, că au curățat-o, și să o am pe aici, undeva. Nu este. Mi s-a întâmplat de 3 ori să mă uit, până când m-am enervat și am renunțat. Dacă acum nu o găsim, eu vă spun că altă dată o să găsim ușor. Dar aici s-ar putea să nu avem șanse. Adică se ascunde de colo-colo, trece și tocmai când te uiți pe partea cealaltă, eu trecut. Exact. Pe partea cealaltă a ramei și te joacă așa de câteva ori și renunți. Așa. Ia să vedem acum. Te rog să nu mă înțepați, că eu mă sunt așa de încântat. Da, n-am să am încotro. Ea trebuie să fie foarte ușor de descoperit, pentru că îi fac loc albinele, nu știu ce. Dar aici unde îi fac și trebuie... Gata, am văzut-o. Unde? Acolo unde... Uite-o, gata, am văzut-o și eu. Gata, am văzut-o și eu. Iată, acolo. S-a ascunde. Nu-i bine să pui mâna pe ea. Nu punem, dar nu în cazul să punem. Este o mătcuță tânără, foarte vioaie, dacă vă urmăriți. Da. Adică e energică, capabil să facă treabă, încă nu-i hrănită pe măsură, pentru că nu-i folosită la maxim. Exact, adică nu are suprafață de oat. Exact, ce facem noi acum e tocmai lucru care îi convine foarte asta tare. Asta era. Da? V-am arătat-o, ați văzut-o, nu mai ținem de acum. Cuibul îl strângem. Așa, să te închide în scopul, gătine, să treacă fetele la treabă. Da, și nu avem de gând să... Dacă nu era problema asta pentru a vă arăta și să vă convinge așa de existența măcii, normal, eu nu mă uitam. Am văzut puietul, larvii, ouă, salut! Ouă, bine, gata, am decis. E o matcă bună, valoroasă și asta îmi va face treabă. Ei, ia să vedem acum.
Deci am venit, am alternat foarte bine până aici undeva. Asta e cu puiet. Și acum trebuie să-i pun o ramă cu... Care am adus-o eu acum, care să aibă o ramă bună, că am adus-o cu miere. Aveam un cuțit pe aici undeva. Era un cuțit da, da? În mod normal trebuie să am pieptul acela, dar deocamdată am să zrelesc așa. Descăpăcit. Da, da, da. Da. Culița de descăpăcit. Furt culița de descăpăcit trebuie să am la mine, dar o am în altă parte uitată, în celălalt vagon. Nu-i nimic. Am zdrelit asta și acum știți că aveam și nevoie de miere. Este o ramă de anul trecut, are și vreo un kilogram de miere pe ea. Lucru foarte important pentru ca familia asta să își continue dezvoltarea. Miere puțin aveam. Împreună am văzut asta. Asta e tot cu puiet, din ce mi-aduc aminte. Iată, m-a înțepat. Hai să o salvez, să vedem dacă o salvăm. Da, o salvați pe asta. A, nu, nu au timp. Între timp plecat ea și-a rămas pompița și cu... Da. Da. Acum, numai cât nu am mai avut eu, n-am mai luat. N-am mai colectat din el în totalitate. Și numai o parte din el. Așa. Și acum să mai punem încă o altă ramă. Că tot așa. Tot problem. Am și pe ea puțină miere, tot o ramă valoroasă. Tot eu aveam... Descăpăciți? Da, da. Tot așa, aveam nevoie din miere aici. Și familia asta a primit acum o cantitate de bunișoară de miere și ea... De-aia e așa din cauza aerului, nu? Nu e... Cum? Un fel de mucegaie acolo? Nu, 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 deloc nu este. Este... Chiar păstrată bine, în condiții bune, nu, nu, nu e mucegaie nici vorbă. Mucegaie ar fi trebuit să manifeste și pe partea asta altă, pe celule, nu? Nici vorbă. Asta e corect chiar așa. Și acum, în partea asta e depus coronița, nu? Uitați-vă, da, da. Celulele mai mari, tot, deja, un plic oblice. Au fost descăpăcite în partea da, 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 de albine chiar. Exact. Și un pic oblică ca să țină mierea, da, acum să discut, da, când se încarcă. Așa. Acum am rezolvat, este din nou o ramă bună, pentru că e uniform, nu ca și aspect al celulelor, tot celulele de albine. Da, da, da. Și așa am zis că ne ținem de cuvânt, nu ne vrem decât celule corecte, de albine. Și acum vin și cu cealaltă, care era cu trântor, țin minte, care am adus-o de la vecină, da, da, parcă, da. Așa, tot foarte valoroasă ea, foarte valoroasă rama. Da. Coronița, dar trântorii am să-i distrug aici. De ce îi distrug? Păi da, ci îmi trebuie trântori pe acum. Așa că scutur rama de aici și nu las trântorii să ecluzioneze. Vei spune, dar ce fac mătcuțile care ies? Aia, mai sunt ei trântori. Și ar însemna că sunt trântorii de la aceeași familie și nu vreau un perichere. Știți povestea cu sanguinizare, așa. Da, o sanguinitate. Da, 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 da. Iată. I-am distrus. Acum mai curăță. Iată. Iată problema varoa. Uite varoa. Da? Ați văzut? Asta este testul. Când asta galbenă, care apare, da, este semn că varoa e prezent. Da. Iată și așa o altă larvă. Deci erau afectate. Da, da, da. Și până la urmă, prin distrugerea trântorilor, s-a omorât și varoa. Asta e foarte important, controlăm varoa în felul ăsta. Dacă am ajuns, da, cu varoa la etapa asta, din nu a apucat să ecluzioneze, acum când a distrus, practic distrug varoa. Nu? De aceea îi preferă trântorii și de aceea secretul ăsta trebuie valorificat, ideea asta trebuie valorificată. Am o idee, am să vă povestesc altă dată, despre construcția unui stup, un model de stup, care va rezolva problema varoa. O să vedeți în curând pus în practică. Voi modifica întreaga stupină. În momentul în care voi modifica întreaga stupină și voi arăta perfect cum așa, peste 2-3 săptămâni de zile, voi face publică treaba asta. Model de stup care e atât de deștept încât îmi controlează și varoa va fi... Voi avea și oglinda valorii stupului respectiv, fără să deranjezi familia. O să vedeți. Ia să vedem acum. E albina, nu? Am văzut-o ușor, am pus. Și cu asta, familia asta este
mai strângem un pic ca să nu lăsăm umerașii depărtați. Aici lăsăm un pic de spațiu la prima ramă, nu? Da. Ca să poată mișca albina. Mai mult decât umerașul, ne gândim dacă, da, de dacă ar mai vine o ramă, ar avea și umeraș, nu? Ca să creeze spațiul ăsta dintre două rame, exact, să poată lucra. Așa, și cu asta, familia aceasta e pregătită de treabă. Da, deci acum nu puneți rama zăvită. Acum n-am la ce. N-am la ce, pentru că nu ajunge acolo. Pe când s-a umplut de ful de albină, atunci vin la margine. Și voi veni cu rama clăritoare lângă cuib, aici o placez. Cuibul de aici l-am format, nu? Am fost prima ramă cu puiet. Așa, nu în partea asta atunci încă n-a ajuns o matca, ci lângă puiet. N-am pun din două bucățele de foie, adică comod acum și nu mă mai duc să iau... Folia are un lucru, un efect extraordinar de important, benefic pentru căldura care trebuie conservată. Efectul de seră trebuie creat și valorificată căldura proprie. Să nu avem pierdere. Așa. Și acum capacul care l-am avut aici, iată-l, vedem așa. Și-l aranjăm acum, până acum a stat așa, când a adăpostit două familii. Acum îl punem invers. Are fanta asta așa, da, perfect. Culisează. Așa. Și aerisitorul. Da? Și aerisirea avem rezolvat. Da. Capac. Deci așa, un capac deștept. Da. Așa, da? Iată. Dacă la transport, dacă sunt ceva probleme, am tras de acestea și am țita. Aerisirea. În capac băgată. Acum mă uit, când am să fac modificări care așa, trebuie să micșorez capacele. Voi vine așa și să tai din capac și după aceea să-și parte asta. Vom vedea exact cum voi face. Oricum, noua tehnologie de... Nu puteți să... Trebuie să se potrivească la asta. Da, dar... Trebuie să găsesc o idee. Ori fac altul, poți fi altul. Și ăsta să las pentru iernat. În sfârșit, vedem, găsim soluții, ca la orice problemă. Așa. Gata, problema aici a fost rezolvată. Ne mutăm la următorul, sperăm să avem mai multe bafte și să găsim ambele măci. Știți bine că ne lovim în clipa asta de problema. Parcă am anticipat în discuții că există pericolul să dispară o matcă și a dispărut. Așa, ușor. Eu am făcut un lucru acum, adineauri. Am bruscat un pic nucleul ăsta. Nu încă pe discuții că ăsta trebuie să-l păstrăm, nu? Deși e foarte mic, trei rame. Dar să vedem dacă are matca. Mic, dacă are matca. Să vedem pe ăsta altul cum este. Asta mai bunișor. Ăla este atât de mic încât parcă n-aș merge pe el. Dar totuși îl luăm la mână că facem un studiu. Da, da, da. Nu? La o adică îl ducem ca și nucleu și îl păstrăm acolo în matca, că mai am un locaș. Da. Și merg mai departe cu... Trebuie să luăm o ladă, nu? Da, o ladă de acolo. De unde de acolo? Uite, din asta. Ah, deci, în clipa de față trebuie să decidim dacă această matcă este valoroasă sau nu. După ceea ce înseamnă puietul de aici. Văd că mai multe găuri prin puietul acesta. Găurile acestea pot fi, din două motive, fie că matca e mai bătrână și pășește la o oată, mai sare câte o celulă. Și de aspect de mozaicat. Da, așa. Fie că poate să fie o boală. Deci sunt două probleme care trebuie să le răspundem. Aș vrea să cred că e mai degrabă o matcă bătrână. Și să vă spun și de ce. Puietul nu-l văd, în afară că nu e uniform, stadiile de dezvoltare sunt diverse. Mă uit aici, e aproape jumate celula. Deci aici e aproape jumate celula. Vă rog să vedeți la... Haideți să o ridic și eu mai sus. Aici undeva
vedem celula la jumătate crescut. Undeva lângă vecin sunt ouă. Deci este semn, este semn că matca așa asta pășește, merge dezordonat, ouă prost. Înseamnă că e bătrână. Deci este o matcă bătrână. Asta cred eu în clipa de față. Uitați-vă, fiecare trebuie să te uiți într-un unghi. Da, ca în să care poți să vezi permite, până da, la în fundul celulei. A, așa, așa. Să văd acolo ouăle diverse, diverse stadii. Da, să văd. În diverse stadii. Și ouă și larvă crescută până la jumătate. Ia uite-te și tu, Ionus. Da. Nelu. Sunt, așa este, așa. Așa? Da, deci da, nu e uniform. Da. Și mozaicul și golurile de pe aici spun că e o matcă slabă. Deci decidem și spunem clar că e o matcă slabă. Mai studiem și cealaltă, pe partea cealaltă. Tot așa. Nu se vedem, se văd ouă și larve așa, la jumătate din celulă umplută. Nu-i bine. Nu-i bine. Ar trebui să fie uniform. Iar când o ecluzionat, s-au apucat, s-au bătut la un cap la celălalt. Deci e o matcă slăbuță. O căutăm acum și o vedem. Să decidem și pe, privind-o pe ea, că e o matcă slăbuță. Acum, poate să fie o matcă care a apărut din de salvare, ori e o matcă bătrână epuizată. Deci sunt mai multe cauze. Da? Să vedem unde o fi. Ia. Sper să o văd. Eu nu pot miza pe matca asta să o bag în producție. Nu e asta? Unde? Da, da, da. Aceea. Ia uitați-vă că este o matcă frumoșică. Bine, arată bine. E dolofană. Da. Mai, se mișcă bine. Da. E o surpriză. Pentru mine e o surpriză să o văd cum se mișcă. Și e destul de frumos crescută. Înseamnă că nu e fecundată? Nu, e fecundată, sigur e fecundată. Dar total, care este? Adică, da, da, da. Ori s-a întâmplat ca rezerva să fie pe terminate rezerva spermatică. Oricum, sunt într-o mare dilemă. Deci, aspectul fagorului îmi spune clar, vă rog să priviți, îmi spune că este dezordine, dezordine în ceea ce face. Deci nu este un compact puieton. Cum arată matca? Eu doream să o văd să miște încet, cu aripile roase, cu nu știu ce. Dar nu a fost cazul. Dar nu e cazul acum. E chiar viguroasă. Facem următorul lucru. Ia uitați-vă cât de frumos se mișcă. Iute și arată că e energică. Atunci o să o băgăm. O să o lăsăm și o urmărim în timpul activității, să vedem cum evoluează. Se deșteaptă, începe să toarne puietul uniform, dacă nu, o schimbăm. Deci într-o săptămână o mai urmărim și o să vedem care va fi situația cu ea. Așa. Deci hotărâm să o lăsăm. Surpriza este felul în care arată ea fizic. Dezamăgirea este prin treaba care o face. Și iată că dilema s-a creat în sufletul nostru. Cum să hotărâm mai bine? Ne mai punem vreo două rame. Iată, aici păstură frumoasă. Așa. Nu, aici galben, mov. Iată, da, păstură de toate culorile. Da, în funcție de polenul care l-o găsit. În curând vom avea... A început să cadă și grăunciari de polen. Da, da, nu sunt bine, nu sunt sparte, nu sunt bine bătute grăuncioarele. Și acum, aici ar mai trebui să mai pun o ramă, că vine din ambele, nu? Familii albina. Și pe asta să o ducem acolo unde ne propunem noi să localizăm. Dar până una alta, hai să vedem dacă aici avem sau nu matcă. Da, că dacă e o surpriză de aceea care nu ne place deloc, de data trecută. Dacă a venit albina, deși mai slăbuț, dacă a venit albina vecină, o bărtă și pe asta. M-a spus că nu... E puțin probabil să... Aici e mai slăbuț, familia... Așa, așa este. E are puțin probabil să se întâmple chestia asta. Are puiet, dar pe asta, fiindcă o ducem încolo,
Dar să știți că toate sunt cu puie după cât le văd. Dar să știți că toate sunt cu puie după cât le văd eu. Și aici este o leagă. Nu e atât de... Nici aici matca noi mi-e... Iată, aici am de și niște rame. Da, da, da. Am și niște rame ciudate cu, uite, cu, cu trânturi, da, așa, care nu, nu mă încântă deloc. Dar vreau să văd dacă am larve. Așa am larve. Da. Atunci n-am altă soluție decât să păstrez nucleul ăsta, pentru că am un gol pe care trebuie să-l umplu în partea cealaltă. Da, da, da. Puietul este, este sănătos. E bombat spre exterior, e bine. Dar iată că s-ar putea să fie larvi care ecluzionează. Sunt aici ecluzionare și goluri se poate fi și din ecluzionare. Din, că este stadiul de ecluzionare. Și atunci facem așa. O pun la loc, sigur am matcă, că asta e la... Da, da, da. Și luăm cu totul, îl ducem în partea cealaltă. Și pe ăsta lăsăm aici. Și pe ăsta lăsăm aici, o să punem... Aici mai rămas niște albinuțe, nu? Albinuțele astea care au rămas, nu vor spune, vor reveni aici. Vor reveni, da. Noi le ducem cu totul și ele n-au decât să vină înapoi. Atât la polistiren și au rămas la... Da, 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 la polistiren. V-am spus că... Ha, ce faci, colțuri. Dar dacă uită și înainte cum le băgam în săculețul ăsta, știți ce făcea? Totul era pulbere înăuntru, totul făcut praf. Nu suport din om. Așa, ăsta o să mai punem noi. Una sau două rame, ceva mâncare, dar un pic mai târziu revenim și trebuie să facem și cercetarea asupra mătcii, nu? Așa am zis. Da. Dacă mergem pe mâna ei sau aducem o matcă... Acum o luăm pe asta, da? Să deschidem ușa. Da. Stați așa, să vă ajut. Și unde merg cu el? Foarte fain. Apropo de treaba asta. Aici rama merge în toate modurile. Dacă... Dacă... Aveți mai multe ori din ușă. Nu. Poți să pui rama așa, 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 așa. Da. Pat cald se cheamă așa dacă punem. Nu? Se cheamă pat cald să duc o ramă. Ce înseamnă pat cald? Adică, Albina, când vine la Urdiniș, rama este perpendiculară pe Urdiniș. Așa. Uite, în felul ăsta pus rama se cheamă în pat cald, ramele puse așa. Da. Pentru că dacă vă gândiți, curenții care intră pe Urdiniș pe aici, nu? Da. Sunt împedecați. Da, să lovezi ramă. Dacă pun așa, se atunci cheamă pat rece, pentru că ventilează foarte bine printre, printre rame. Da? Dar de, văd că de obicei se folosește cu pat rece. Pat rece și să vă spun și de ce. De ce? În timpul, chiar și în timpul iernii. Ar, ar fi mai indicat nu pat cald. Da. De ce mai indicat pat cald? Pentru că ca la iernarea... Exact. Dar totuși, cuibul are nevoie de ventilare. Are nevoie de aer, nu? Da. Și atunci, eu am iernat și în pat cald și în pat rece. Așa. Și avantajul a fost mai bun în pat rece. Așa. Mai bine. Pentru că, așa cum stau în pat rece, în clipa în care, în timpul iernii se face ventilare, iar când, spre primăvară, curăț așa un pic și am împins așa ramele. Le-am împins în partea cealaltă și cuibul se, se duce într-o parte în cealaltă. N-are importanță. Da. Deci ușor îmi vine să și lucrez în timpul din spre primăvară începând până când închei stupul. Toată treaba eu fac până închei stupul de umplu cu 12 rame. Da. După ce l-am umplut cu 12 rame, tot în pat rece rămân, că spre vară, cu atât mai mult vara au este important să am nevoie de ventilație, nu? Deci este indicat să lucrăm în pat rece. Uh-huh. Acum, ramele de acolo le aduc și le pun în pat rece. Cum am hotărât. Ia vă rog să faceți voi mișcarea asta. Așa, un pic de fum am să mă duc eu să aduc, eu să spun ucenicul ăla. Stați, acum, nu am, voi stați aici și discutați. Așa, ușor.
Asta e goală. Aproape goală. Atunci, haideți, dumneavoastră ne tutelați cum pune ramele. Bun, bun, bun. E mai important treaba. De unde vrem o tână să facem cuibul? Punem la mijloc pe aceea, oricum e importantă rama aceea, va fi pusă la inter, pentru intercalare. Așa. Când abdăm de prima ramă de puiet, așa desfaceți cu un cuțit de rapt acolo. Uite-l cu alea. Cuțitul acela e cel mai bun. Ca, asta, odată tragi și se desfacește. O transmuncesc, nu? Transmuncesc. Așa, asta are mieri, cred că. Asta are mieri și păstură. O lăsăm tot la mijloc, o să o punem... O punem așa. Da, da, da. Ușor, ușor. S-a agitat asta. Deci cât se poate de ușor trebuie să umblăm. Cea mai rapidă problemă care trebuie să o rezolvi, dă verigheta deoparte. Că mă agățim ea. Nu, dacă te-o înțepați să o umflați, o tai. Deci urmează să o tai. Da, dar nu știu dacă mai poți scoate acum. Păi trebuie să o scoți. Dar cu săpun, cu apă. El trebuie să mă scoți, că e important lucru. Așa ușor, așa e cu puietul, mă pui chiar la margine. A, da, reacția așa de puternică încât mă... Da, pierd degetul, nu? Da, urmează să tai, eu am tăiat vreo două până acum. Deci nu se lucrează cu verighetă? Nu cu verighetă. Bine, când te-am văzut pe tine, m-am gândit și la mine repede. Așa, iată corect. Ele se țin, vezi? Uite, cu cuțitul așa ușor, Dani. Așa. Dacă nu am mișcat asta, totuși îi mai insist pe partea cealaltă. O mișcat foarte bine. Cât mai ușor umblați, cu atât mai bine. Ia, 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 ia acum. O punem. Nu o să o lipim, nu? O să o pui ușor ca să pui între ele două, alternăm, am spus. Da, da, da. Așa. Să pui o ramă bună pentru oac, care are și o leac de albină. Aceea ar fi bună, dar nu e acum depus pentru că... Asta merge cu miere. Asta merge, are și miere, are și păstură. Mai avem o ramă cu puiet aici, da. Pe ambele părți. Uite, o pun aici pe asta cu păstură și cu puiet, da? Cu păstură și cu miere. Da. În felul ăsta... Am hotărât ca să spargă prima, și cuibul. Prima este cu puiet, puiet, păstură, puiet. Acum așa. Tot puiet și o pun cu spațiu. Da, cu spațiu pentru a pune o ramă între ele, da? Aduc eu o ramă, da. Da. Alternăm ca să și extindem cuibul. Și următoarea e tot cu puiet. Deci următoarea e tot cu puiet. Asta înseamnă că vin și o pun pe asta, trag acum rama de aici, nu o trag o apropiem. Așa, o apropiem și hai să spunem, dacă eu n-aș face o operație care o să o vedeți în imediat, n-ar fi deloc indicat să spargi cuibul, pentru că această familie nu are călătoare și mai și slăbește. Da. Și ce am făcut acum l-am zăpăcit. Dar totuși fac o treabă foarte interesantă, imediat o să o vedeți. O să o povestesc în clipa în care o și fac. Ce au făcut toți? Da, au făcut foarte bine acolo. Au făcut o făcurea, da? Ați văzut? Da. Vreo trei. Așa. Și ăștia îi puneți și aveți ceară. Dacă acum, cu matca asta nouă, o pun într-un locaș unde n-am deloc călătoare, toată albina va fugi în familia de unde am venit, da? Deci toată albina va fugi în familia de unde am venit. Și ăsta slăbește într-atâta încât răcește cuibul. Așa. Deci, practic, afectezi foarte și puternic familia asta. Și acum o țineți de mierea asta, care îi culez acolo, are bucana. Nu, nu, nu o țin, nu o să o țin. Ea tot pleacă. Când a ieșit din cuib, din așa o plecat, o fugit. Să vedeți ce fac. Dacă aș pune-o în locul unei familii ăstuia. Ai captați călătoarele ele. Călătoarea proprie a acestei familii va salva. Călătoarea proprie a acestei familii va salva pe ăsta. Deci... Dar pe ăsta trebuie să-l duc într-un locaș unde n-a fost niciodată. El să salveze. Atunci o să căutăm, o să cercetăm cea mai puternică familie care o găsim, care e aproape full, pe ea o ducem aici, în locașul ăsta,
călătoarea va veni tot aici, dar va veni peste asta. Care are nevoie de călătoarea. Călătoarea de aici se duce dincolo. Și că o parte din călătoarea asta se duce dincolo. Exact. Călătoarea ei. Călătoarea ei se duce proprie, dincolo, da. Dar vine, suplinește călătoarea acestei familii, care e destul de multă. Și atunci familia asta nu va suferi deloc. Da? Va avea populație. Va avea populație. Și atunci am rezolvat problema asta. Da. Deci mi-am permis. Am fost destul de obraznic cu ce am făcut aici. O ramă, dar și un aba, ținând cont că n-am călătoare. Da. Însă mi-am rezolvat problema prin șmecheria asta. Acum, hai să cercetăm cu toții, să descoperim. Nu putem să acoperim aici? Da, 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 acolo acoperim. Hai să facem treaba asta. Rama asta o dau mai aproape, așa un pic? Da, da, chiar o lipim. Chiar o lipim. Și acum, să punem o bucată de folie. Să o acoperim ca să... Da, să terminăm treaba complet aici. Iarăși cam micuță. Da, am să facem următoarea șmecherie. O să rezolvăm treaba așa cu folia de acolo până acolo. Punem niște pioneze, am pioneze pe aici cineva. Iată-le. Și ăsta e secretul prin care familia asta nu va suferi. Va suferi cine? Aia pe care o mișc, dar fiind foarte puternică, suportă șocul. Da? Uitați așa. În felul ăsta îmi rezolv ambele probleme. Dar și aici mai trebuie o pune. Da, putem pune și acolo. Iată să punem asta deasupra ca să podișorul așa. Încă folosim asta. Nu mai pioneze? Folosim pentru ca să asigurăm căldura. Nu-i problema acolo. Eu deja va trebui să umblu. Nu? Mai punem... Să umblu, să dau asta lateral, să deschid cadou. Haideți să vedem ce facem. Ne uităm la familia asta. Da? Hai să vedem ce facem la mine. Hai, e o familie bună, nu? Aproape am încheiat-o. Am pus și hrănitorul la o adică să mai pot interveni în momente cu stimulare, în perioada asta, până când apar florile, până când pomii înfloresc, până când... E o perioadă grea, să ne înțelegem. Asta, fiindcă s-a umplut de albine, înseamnă că a consumat celulă la celulă se consumă. Adică o ramă plină cu miere full, trebuie să vă gândiți că se transformă într-o ramă plină cu puiet. Da. Că celulă la celulă se schimbă, da. Nu? Ei bine, în momentul de față, cum i-a crescut așa, eu am avut grijă să mai pun miere din rezerva care am avut-o. Dar mi-am pus și hrănitorul pentru că mi-am spus, dacă va fi caz și voi constata treaba asta, voi face așa, dau un pic deoparte, iată cât de frumos. Turnați... Torn stimulentul, miere cu sirop, ce mi-am făcut eu deoparte acolo. Am văzut că ați pus urzică. Și am pus urzică, da. Înțeles să mai pune și pelin, nu? Și pelin, foarte bun pelinul, foarte bun pentru semoni. Și usturoi, am înțeles. Da, da, da. Ceapa foarte bună. Ceapa sau usturoi? Nu, ceapa e mai bună. Ceapa e mai bună, mai bună, da, da. Aha. Că toată veni vorba de hrănirile astea. Exact. Noi trebuie să luăm toate măsurile încât să avem familii sănătoase. Sănătoase. Ele suferă din cauza iernării, sigur, tubul digestiv. Și acum îl întărim tubul digestiv. Exact. Prin suplimentul ăsta de plante care pune în sirop. Exact, da. Și venim în sprijinul dezvoltării foarte puternice a familiei. Și stimulant, ca și cum ar culege. Deci noi le dăm sentimentul că culeg că prin stimulentul acesta. Și matca e pusă la treabă. Și matca este hrănită foarte puternic. Da. În clipa în care e cules, matca e hrănită cu lăpșor de matcă și ouă foarte bine. Și da. Când nu-i cules, nu-i hrănită cu lăpșor de matcă? Ea, imediat, dacă intru într-un gol de cules, da. Îndată matca nu mai este hrănită, da. Este încetinit ouatul, da. Este o reglajă biologic, da. Imediat, urgent. Nu, hrănește, nu se mai... Și e hrănită cu miere, se hrănește singur cu miere. Da, se hrănește cu miere, numai ouă. Da. Numai ouă. Numai ouă. Ouă numai în cazul în care hrănește... Nu mai are forță să ouă. Sigur că da. Încetinește mult ouatul. Ei, noi prin chestia asta stimulăm dezvoltarea familiei și ouă foarte bine. Da? Și acum, ce fac? Operația excepțional de interesantă. Am hotărât acum. Așa asta familie care am găsit-o, la prima citire am găsit-o cea mai puternică. Potrivită pentru mutare. Da. Potrivită, chiar o mutăm. Alături, dar nu e prea aproape mutarea asta? În ce sens aproape?
Adică trebuia o nouă distanță mai mare între ele? Nu mă frământă. Că chiar dacă, eu oricum, dacă nu-ți duci chiar toate, chiar mă încântă să-mi ducă toate. M-ați înțeles că... Da, am înțeles, dar oricum vine. Da. O simți mișcarea, curățăm asta aici. Da, curățăm un pic. Nu asta v-ați spus și niște izolații din astea ca la geamuri, din... Păi știți de ce? Din burete. Mă frământă foarte tare, nu asta, mă frământă ca atunci când împini stupul, fața stupului se calce foarte bine se pe... Să nu intre în vagon aiurea... Să nu mi intre albina în vagon. Încă n-am rezolvat problema asta, trebuie să mai pun încă burete aici. Asta e una din operații care rămâne de făcut cât de repede. Dar știți ce e mai bun de asta? Ia să spuneți. Sunt un fel de tuburi din azi de țevi dintr-un cauciuc din ăsta. Din cauciuc, pentru izolarea țevilor, știți? Și îl puneți, dar nu știu cât poate să-l cost, că tot e și costul. Și îl puneți în jur, lipit, și când presați are elasticitate și creează retanșarea. Asta îmi trebuie. Chiar mă când, dacă îmi poți să-mi arăți, Dani, o treabă de asta mă încântă. Sunt țevile astea de... Deci l-am clasat. Cuplu, la instalațiile termice, știți? Sunt unii mai subțiri, nu trebuie foarte jos. Iată în clipa de față, hai să privim, întreaga stupină e full acum, da? Deci nu am niciun gol de asta. Da. Peste tot, vă uitați, totul e full. Da. Deci așa, în momentul de față, am încheiat vagonul ăsta, să spun așa. Nu mai am luat la el. De acum mă uit. Ca să aduceți familie sau Da, nu mai am nimic de făcut, nu am ce să aduc. Privesc, trec în revistă, m-am uitat de acolo până acolo. Evoluția lor. Evoluția familiei. Este transvazat tot, vagonul ăsta este perfect aranjat pentru activitate. Și acum, haideți să încercăm să mai privim în urmă, prin diverse familii, și ne uităm, este cazul, fac intervenții sau nu? Deci, să luăm toată... Așa, familii de aici. De-am venit noi din exterior. Așa, ea se va dezvolta bine, am spus noi, datorită albinei călătoare. Și continuăm cu operația. Operația de cercetare. Cercetare fără deranj. Nu văd albină curgând pe aici, deci este clar că nu-i cazul. Așa, să vedem unde se întâmplă fenomenul de asta. Aici, o luăm din partea asta la altă. Așa, nici aici nu e densitate exagerată, nu văd aici în margine, rama asta de după diafragmă fi foarte plină, ca să spun că crește făgurel, la. Deci este o familie bună, uitați-o așa, cu populată, 2, 4, 6, 7, da? Ros chiar pe acolo și mai miasă câte o albinuță. Cercetarea cu folia este extraordinar de importantă, pentru că în momentul de față eu nu deranjez familia, asigur și căldura, nu? Chiar căldura cea necesară e cel mai important lucru, da. Deci, ca să știi cum evoluează. Și primăvara și ea, nu să lăsați peste... Da, eu las tot timpul. Până acum. Da. De unde erau frăzinea zile. Așa. Mai avem un set de pioneze. Aici, iarăși așa. Vreau să cercetez, să văd dacă sunt puse în situația de a interveni, nu? Deci, peste. Mai iese câte una. Tocmai când am rezolvat etanșetatea, spuneam mai devreme, da? Nu, de la stupul nostru, trebuia să scuturăm puțin, cred. Așa. Deci continui cu cercetarea, nu sunt... Bine, aici eu scuturăm puțin, cred. Așa. Deci continui cu cercetarea, nu... Sunt, bine, aici e o activitate specifică pavilionului, deci pentru pastoral. Da. Dar la stupinile cu vatră fixă, eu nu am stupe așa, deci tot așa e mut dintr-unul în altul, dintr-o locație în alta, cum ați făcut. Bine, acolo avantajul este că nu pot migra albinele de la foarte ușor de la un stup la altul, că sunt distanțate. Așa. Așa, picând aici e pericolul ăsta care mi l-ați explicat. Pericolul cu manca care trece dincolo, da. Și am luat și noi niște măsuri, da.
Deci acolo de o serie de lucruri sunteți, să spunem, absolviți, nu? De, da, de da. Apariția unor dificultăți de acestea da. Cu... De conviețuirea familiilor exact, între ele, da. Da? Dar în același timp sunt alte lucruri de, care aveți... Și care ar fi? Deci în momentul în care stați așa, ați scăpat de ce probleme? Vedeți în partea asta, ca să fie mai bine așa. Nu știu, nu, cum îi place da. Lui, da. Spre, nu spre lumini, nu știu, da, okay. Chestii. Da. Haideți să spun ce avantaje aveți la staționar. Da. La staționar nu aveți problema măcilor, fiindcă stau stupii la o distanță de 2 metri unul de altul, să spunem, da. Pe vatră. Fiecare albina își localizează bine stupul ca poziție. Ba mai mult, important să nu puneți stupii într-o linie perfectă. Și un pic dezordonat, unul mai în față, unul mai în spate, ca să reperele să fie mai clare reperele. Cu cât mai multe dezordine, cu atât mai bine pentru albine. Deci dezordinea aici ajută. Ajută dezordinea, nu, pus la linii, făcut, nu știu ce, păi cu linia nu mă sunt eu supra de probleme care apar. Și creează confuzii în familie. Da, da, da. O primă problemă care aveți rezolvată, am spus, este aceea că nu aveți probleme cu măcile, se schimbă singuri, se perechează fără ce-o rămas acolo cu toată tehnologia, deci nu e problema. Asta e un avantaj. Un avantaj. Un al doilea avantaj pe care îl aveți este acela că nu vine albina de la vecinul care să ne atace matca, nu? Cum se întâmplă aici, da, tot dată de distanță. Astea ar fi două care le văd eu deocamdată. Dezavantaj. Nu puteți lucra când plouă, când e nu știu ce, nu știu cum. Eu lucrez când ninge, când face, nu știu ce se întâmplă, în vagon am intrat, lucrez la orice oră. Da. Numai noaptea nu lucrez, nu? Așa. Pastoralul la dumneavoastră e o problemă complicată, că trebuie să închizi, să vezi, să tranșezi, nu știu ce, ridică, încarcă, descarcă, da. Așa. La mine am agățat valon și am plecat. Deci problema pastoralului este... Pastoralul în sine are avantaje și dezavantaje. Avantajul este că producția alegi după floare și ai o producție, ai cheltuieli, e drept. Cheltuieli, efort, da, tot ce înseamnă. Dar nu intri în goluri de producții, nu intri în goluri... ce înseamnă, nu am cunoscut acum... Sunt mai productivi. Sunt mai productivi, da. Este o exploatare, dacă vrei, foarte puternică a măcilor. De ce măcile la mine în sistem industrial? Este un sistem industrial aici. În sistem industrial, doi ani, al treilea an, matca nu mai este atât de valoroasă. Pentru că este exploatată foarte intens. Își termină spermateca și nu mai are rezervă de... Corect. Și atunci, în astfel de condiții, avem în vedere avantaje, dezavantaje și spunem, undeva la mijloc s-ar afla, dacă staționar ești și ai niște posibilități de plasare pe distanțe mai mici și să valorifici niște culesuri de tip un salcâm, un păduri salcâm, așa, un păduri de tei și te-ai deplasa pe 20-30 km, iar mergi. Merge și staționarul. Cu munca derivare, dar cu avantajul unei producții, alta decât aceea staționară. Deci, una peste alta, și am în vedere, când voi prezenta modelul de stup care am în cap să o fac, și vă voi invita, veți vedea ce avantaj mare aveți și pentru stupina staționară. Modelul de stup acela presupune intervenții foarte puține, asta înseamnă timp care îți rămâne ție ca apicultor, înseamnă deranjul familiei mic, mic la zero introdus, deranjul care înseamnă o treabă foarte grea pentru familie, înseamnă apilar nilul cules, înseamnă producție de ceară mărită și înseamnă varoa și în ultima controlată. Așa, modelul acela îl vom vedea cât de curând. Și aceste lucruri, la momentul potrivit, le voi face publici. Când voi trece eu pe toată stupina. Asta, atunci voi face public. Da. Acum, fiindcă acest vagon l-am încheiat, la el mai venim, repet, numai în control, cum am trecut acum pe linii, voi trece pe celelalte, și ne mutăm în alt vagon să vedem dacă acolo mai sunt goluri și să le rezolvăm și problema aceea. Mai avem două, trei familii care ne oferă posibilitatea să mai luăm un marc de acolo. Da? Transvazare. Da. Hai. Capul ăsta jumătate.
Pentru că rama mea e micuță și nu eram obișnuit pe 3 sferturi, așa am început agricultura. Da, de la un model de stupuri am să vă prezint eu cum am ajuns aici. Și atunci când am întâlnit catul ăsta jumătate, nu, trebuie să fac 3 sferturi. Pentru că catul 3 sferturi, pe total, vă dați seama cât volum mi-am creat aici. Și atunci, ramele și astea care le-am gândit mai late, decât așa cu un centimetru și ceva aproape, iarăși îmi oferă un avantaj foarte mare, pentru că celula va fi crescută mult mai mare când împutul cu mierii, în sfârșit. Matca numai ouă, toate celulele sunt oblici aici pentru mierii, că aici e numai rama de producții. O ramă de asta ajunge până la 4 kg când e full cu mierii și căpăcită, făcută faină. Iar eu ajung mai rar la stupină. Nu mai deranjez tot timpul. Am spațiu, am să pun aici 40 kg de mierii. Deci stați fără frică, da? Da. Problema roitorului nu mai am așa, presantă. Cel care lucrează în spațiu mic, în cules puternic, s-a umplut repede și dacă albina nu mai are ce face, când mai se duce spre gol de producții, adică intră nu mai are cules, zboară urgent. Și stupul gol. Zboală primul roi, roi secundar și mai departe. Și te întrebi, da, și te întrebi ce să faci tu. Nu mai faci nimic, că n-ai știut să previi. Deci întâi trebuie să avem spațiu suficient și atunci modelul de stup ăsta pe 14 rame, cu ca 3 sferturi, este ceea ce mă avantajează foarte tare. Și merge și foarte bine și pentru dumneavoastră. Deci pentru staționar, vă indic stupul acesta, modelul acesta. Că stai foarte bine, asta e mare avantaj. Mare avantaj. Și plus tehnologia aceea care o am să o pun la punct, aceea de vizită foarte rară a stupului, în condițiile în care vă voi prezenta așa, veți vedea ce mare avantaj ai când nu te duci tot timpul să deranjezi familia de albine. Nu te duci de când în când, așa, în vizită și așa. Atunci ești boier. Ești boier cu adevărat. Da. Cercetezi prin afară, exterior, te-ai uitat la rampa de zbor, te-ai uitat prin oglinda care o ai prezentă și ai tot timpul... Folia care te mai... Da. Și tot timpul te uiți și știi ce se întâmplă. Și dumneavoastră când extrageți, vreți ca să fie căpăcită cel puțin pe o treime, nu? Din suprafață. Nu. Două treime. Eu am full. Dumneavoastră merge să fie căpăcită cât mai mult. Da? Eu cât mai puține căpăcite, da? Cât mai puține căpăcite. Sau deloc. Eu, în clipa în care văd rama căpăcită toată, sunt încântat. Deși muncesc că trebuie să descăpăcesc tot, peste tot, dar sunt încântat, da, calitatea mea este... Da, este e alta, umiditate, da. Dar n-are e umiditate. E așa, e de calitate, e și nu mi se... Mierea nu se deteriorează. Ea fermentează. Dacă... Ea fermentează dacă ai... Am văzut că o legi de pastoral, da. O luau la 3 zile. Crudă, domnule. Dacă întotdeauna ce eram un pic, curgea. Nici știe cum să o scoate din sub. El fuge repede. Era mai mult nectar decât exact. El fuge repede la centrifugă. Numai cât un pic centrifugă, a pus o mișcare și a curs tot. Și a dispărut. Nu muncește mult. Nu muncește mult. Dar nu-i mieri. Dar ce? Nu-i mieri. Nectar, te speri pe mâini. Te speri pe mâini, pur și simplu. Așa. Deci asta este avantajul ramilor 3 sferturi. Sunt, repet, încântat pentru chestia asta. Centrifugă o aveți aici, da? E care e tangențială, ziceați că aveți, nu? Da, deci eu știu că am aici sub rame. Da, bine. Altă dată o să vă prezint, da, când am ocazia, nu mai dau ramele deoparte, avem treaba acum, că trebuie să ne grăbim să rezolvăm și celelalte probleme. Am zis că încheiem și al doilea vagon. Da, trebuie să... Să vedem, nu? Rezolvăm și celelalte probleme. Am zis că încheiem și al doilea vagon. Da, trebuie să... Să vedem, nu? Da. Încă n-am ajuns la el. N-am ajuns la el, sigur. Acum, mai întâi, cercetăm și această familie, unde am ajuns, să vedem de ce calibrui. Da, asta e tot cu două familii. Tot cu două familii, păi din... Mai avem vreo două, trei cu două familii. Trei, cred că mai avem cu două familii. Și de aici este din nou o rezervă. Ne uităm... Lăbuț, parcă populat. Lăbuț, apare populat. Să fie o problemă iarăși aici. După cum apare, pare a fi o problemă. Mă gândesc, matca a murit. Am zis că am avut probleme destule datorită aspectului acela nu l-am luat în seamă
și fiind urdinșile apropiate, mi-au omorât măcile. Am, pe o parte care le-am salvat la început, dar... Dar puțin albine. Da, e puțin albine și te întreb de ce. Acum, ori el a fost nucleu pe două rame, o ramă... De, ăsta a fost motivul pentru care am iernat așa. Mm-hmm. S-a încălzit unul de la altul. Da, 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 păi e un avantaj. Știți că nu e chiar așa? Foarte. Nu, chiar. Uite că e chiar. Iată o marcă. Da, marca e acolo, da, da, și arată bine marca. Arată bine, ouă frumos. Aici este un nucleu de... Îl folosim să vedem ce se întâmplă. Rămâne aici, da? Da, rămâne aici. Dar să-l vedem și pe celălalt, totuși. Da, îl vedem și pe celălalt, imediat. Asta e hrana care a spus-o ultima dată. Da. Restul. O mai bine parcă matca, deci nu, e uniform ouat, dar nu e puternic. Nu are puternic albine, matca nu a avut albine, dar el se va întări cu albina din dincolo, știți? Da, da. Ăsta are șanse să pornească binișor. Mm-hmm. Nu, și mai avem o ramă, nu? Mai avem o ramă. Da, mai avem o ramă. A fost o impresie greșită, prima impresie. Da. Aici, aici trebuie să-i aduc să niște stimulent, că acum am și pus în niște rame stimulent, mi-am pus petruți. Aveți hanitare, nu? Nu, pun în ramă. Pun în ramă direct. Că ăsta nu e în stare să ia din... Cum adică în ramă? Puneți pur și simplu... Așa. Da, 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 da. Da, așa, pur și simplu. Da. Umpliți așa? Exact, da. Credeam că puneți în hanitură. Nu, mai pun în ramă. Ramă, că pun lateral și o ia... Și deci dacă îi pui în ramă, la jos, ca să nu mai tragă din hrănitor. Deci îți tragi direct din ramă. În hrănitor e pe aici, o să mai nece albina acolo. Sigur că da. Dar chestiunea e că de obicei la hrănirele astea știam că se folosește hrănitoare. De acord, dar eu practic, mai ales pentru început, că suntem în sezonul din început a activității. Iată aici să dăm dacă are sau nu matcă. Aici chiar o suspectez că nu are matcă. Are. Are și aici matcă. După asta îl duc, ce să-i fac eu, că îl fac nucleu. Nu sunt încântat să fac din ăsta familie. Dacă nu, mai puneți o ramă. Am două rame. Fac chestia așa, manevră, dacă mă duc să găsesc un gol, că mut de colo-colo, nu? Și matca? Matca. Manevra și da, da, da. Deci îl impulsionez cu mișcarea al doi stup între ei. Da, dar rotim. Ăsta îl lăsăm că aici, că e mai slab oricum, nu? Da. Asta lăsăm aici. Da, 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 da. Și o să beneficieze lucrătoarea de aici care pleacă cu ea. Și ne putem duce cu altul. Și dacă îl mai și rotim, e mai tare. Da, 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 da. Ia să vedem în continuare. Dar aveți un din cuțit aici? Da, era pe acolo. Vezi tunel în cuțit? Pe uite asta. Asta, fereastră asta, vă puteți să vă slujiți din? Nu, no, cam desfăcut așa. A, uite cu ce dai. Și asta o binișor matca. Au fost nuclei amândouă s-o prodi, să fie vecini, două nuclei și iată că stadiul de dezvoltare a fost... El a iernat bine, a costat una în alta, dar dezvoltarea e mai lentă. Așa. Deci, să lăsăm pe ăsta pe loc aici. Va beneficia de așa și pe asta îl duc cu totul, tot trebuie să umblăm la asta, nu? A, și o rotim cu altul. Așa, și o rotim cu altul. Bun, da. Deci ăsta rămâne aici, da? Da. Petruț, da. Adu-mi o ramă, te rog frumos, pe care ai pus-o deja cu... Eu cu... poate să pune numai pe parte siropul ăla. Da, dar îl punem pe amândouă părțile și noi îi punem și diafragmul ăsta. Punem diafragma așa, nu. Asta nu e așa. Dacă găsești, Ionuț, în grajd un albastru. Un albastru. O, da. De asta, de pus peste da, părți. Da, un albastru, dacă mi-aduci. Așa, și acum îl vom lăsa la locul lui. Facem în felul următor. O să... Haideți să-l iau eu pe asta și să-l duc în... Îl mai trebuie de chisuș acolo, o să vedem, îl mai ajută cu nelul. Eu nu știu dacă chiar negru. Maro acela? Așa. Dacă e închis, merge. Îl luăm în partea așa.
A, în partea cealaltă. Da, da, că acum am aici. Păi îi punem în ladă atunci, dă-mi coace. Așa. Da, acum am făcut aici. Asta nu mai era bun? Era bun, da. Eu nu l-am văzut pe cel, am fost atent. Acum l-am plasat aici, în locul său. Și punem capacul. Am fost folia. Deci folia pune pe da, 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 da. Am spus de ce. Oglindă și pentru conservarea căldurii. Acum ăsta îl ducem, mobiliarul ăsta, îl ducem într-un alt spus și acolo o să schimbăm între ei, că e slăpus, nu? Da, 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 noi facem o rotire și... O rotire și am de doar. Bun. Sigur, cu ce mașină mari poți face? Asta. Deci avem la ușa. Și asta cum să o pun mai, așa? Nu, mai în picioare, mai în picioare. Așa. Hai pune-l tiroi, Dani. Eu îl pun aici. Așa, 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 așa. Mai încoace, mai la treacă, suntem noi toți. Uite. Dar vreți un lanț? Era pus, dar nu știu ce. Mai uitați. Păi și n-ai să se uită la noi, hipocrazi, zice, bă, dar ce scoate așa, mă? Uite așa, le schimbăm, îl ducem și o să schimbăm la sfârșit, după ce vine la masă. A, dar pune să fie stup cald. În pat cald este ăsta. Așa e organizat cu vagonul ăsta. Altfel n-aș avea posibilitate. E, vedeți, asta nu știam. Da? De la... Am citit în cap? Mai mult dar am luat pisărite. Nu mi-a explicat. Am înțeles eu ceva undeva. A spus că trebuie să fie perpendicular, așa? Dar unde este să-ți spune cineva? Ce cărți aveți dumneavoastră, domnul? Aveți, cred că, toate cărțile posibile, nu? Hai că să spun. Hai. Am cartea cea mai interesantă care posibilă. Este? Experiența. Bine, dar, experiența. Dar totuși ar trebui să și citiți ca să luați experiența altora care au fost destăinuite, nu? Da. Și dumneavoastră destăinuiți prin filmările astea. Hai să vezi ce s-a întâmplat. Am constatat că cărțile care sunt așa, de regulă, merg pe șabloane. Deci nu sunt creativi, așa, nu sunt originale. Da, sunt originale. Da, originale. Da. Să copii de acolo, ca și orice carte, copii, și puțin. Dar noi am găsit l-am descoperit pe Hristea, știți? Așa, da, păi el este. Pe Hristea și mi-a plăcut cum îl prezintă. Da? Da, 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 da. Este privit așa, păi, ochiul celui experimentat. Da, de acord. Puneți o ramă de sirop, nu? O să pun, da, îndată, dar acum lăsăm. Deci, toate sunt în pat cald în vagon. Totul în pat cald aici. Și cum s-a dezvoltat diferit față de celălalt? Deci, la ăsta n-am avut alte variante, pentru că sunt 15 rame și merg așa. Da. Și peste vară tot așa trebuie. Am înțeles chestia asta. Dar diferența dintre cum s-au prezentat ele și celelalte... Deci aici nu putea să spuneți două familii. Numai nici o familie. Numai o deci asta familie. E singurul dezavantaj major. Primul. Mare, mare. Primul. Pentru iernat înseamnă că nu am voie decât să iernez stupul și familia. Deci un dezavantaj clar. Alt dezavantaj pentru care mai fi. Un alt dezavantaj este că... să spunem, pe timp iernii nu este. Este chiar un avantaj în pat cald. Să spunem pe cea dreaptă. Da. Da? Însă, pe timpul verii, rămân în pat cald și este un dezavantaj ăsta. Mi-ar trebui circulația să fie mai puternică. Mai puternică, da. Da. Dar ne-am găsit soluția așa. Am o sită care acoperă în totalitate stupul. Da, da, ele nu propolizează? Și propolizează în măsura în care nu au nevoie. Dar asta e nepropolizată. Da, asta e nepropolizată. Iar eu propolisul îl adun foarte bine, că găurile de aici sunt un pic mai mari și când am trecut cu cuțitul aici, îmi sare tot propolisul. Deci, practic, s-am transformat și în colector de propolis. Da.
Îmi place să propolizeze. Da. Mă ajută să aduc și... Deci colectoare de propolis nu aveți cumpărate nu, genul ăla nu, cu nu. Foliile alea care sunt. Nu, eu am încercat să mă adaptez folosiți... de situația care le-am eu și am valorificat albina. Aici se folosește și pânza aceea care, mă rog, ar propoliza și când aș trage deoparte, aș avea și propolisul deja nu, pe ea. Colectat. Da. Merge foarte bine adaptat, dar așa și așa ochiul ăsta este un pic mai mare decât dincolo și când îmi îl propolizează și când ne-a dat cuțetul, sare ușor. Extraordinar de repede. Sare ușor. Și e foarte bun colector de propolis. Așa. Noi o să facem operația asta la altă de închiderea acestuia. Deocamdată folosesc o bucată de folie de pe undeva. Iată, am pe aici, undeva. Am găsit-o. Să-l închid pe asta și să mergem și la operații care ne interesează pe noi. Operațiune care se impune. Folosesc asta până găsesc acolo. Și iată că acesta este rezolvat. Asta a fost operația de... Și acest vagon... Și aici mai e lucruri, nu e albina pe aici, adică eu păi, sunt... Da. Ei, acesta va fi un secret care comunic. Catul care vine, va veni pe o dimensiune mai mică, în spațiul ăsta, și rămâne luftul ăsta. Foarte interesant că rămâne. Foarte interesant că rămâne. Vizionare. Da. Gata. Bun, deci am terminat cu pacientul. Da, l-am terminat și cu ăsta. Rămâne acum să rezolv problema. Coborâți și pe mă duc. Să mă duc, am uitat. Ați uitat scara.